că alegerile se vor desfășura în sala mare a Casei de Cultură, pe data de 5 octombrie, sâmbătă mai exact, cu începere de la orele 10, îi invităm pe toți membrii liberali cu drept de vot în cadrul conferinței. Vom avea invitați la nivel național, pe care vi voi prezenta în timp util. Îmi doresc de la toți competitorii, indiferent de ce parte s-ar afla, ca în timpul conferinței de alegeri să avem demnitate, să avem onoare, să avem puterea de a expune cât mai simplu, cât mai corect, cât mai în favoarea Partidului Național Liberal orice punct de vedere. Orice deraiere de la statutul Partidului Național Liberal, orice frustrare care și-ar putea face loc în cadrul conferinței județene, nu ar duce decât la pătarea imaginii Partidului Național Liberal, imagine la care am ținut foarte mult timp de 4 ani de zile de când sunt președinte. Pentru a... Vă rog. Nu, el, conform statutului, nu poate candida, punct. Deci, este asta. Deci el poate fi delegat la această conferință? Poate fi delegat. Orice membru care este... El este în biroul județean, face parte din delegația permanentă. Nu. Nu. În următorul birou județean nu este de drept. El este de drept, deci de drept în biroul județean, care nu au nevoie să intre într-o competiție, sunt deputații. Deci aveți deja 3 locuri ocupate. Deci, 4. Nu ocupate, aceștia intră peste cei 29 care peste, se vor. Peste, da, peste evident. Deci deputații? Dacă vor să și candideze, nu e nicio problemă, nu-i oprește nimeni. Ca membru, poate unii dintre ei vor să fie reconfirmați de partid în interiorul partidului prin vot și nu vor să se folosească de acest drept de veto pe care îl au ca deputați. Deci, e vorba de 4 deputați care pot să intre fără a intra în competiție, e vorba de președinta organizației de femei, președinta organizației de tineret, președintele organizației de studenți și președintele ligii aleșilor locali. Deci, în total, 8. Dacă vom fi 29 cu tot cu președinte, plus 8, iată 37 de membri în biroul județean. Avem un interimar, dar vor avea loc alegeri după, deci după alegerile la biroul județean, vor avea loc alegeri și la tineret, sigur. Și vor intra de drept. Imediat cum se fac alegeri, vor intra de drept. Intră automat, din momentul în care a fost ales. Dar intră și interimarul. Cel care e interimar acum face parte din biroul județean. Important de știut este că ne preocupă, datorită numărului mare de delegați, 985, să găsim soluții pentru ca procesul de votare să se petreacă cât mai repede. Vom avea 4 urne. Se va vota pe 4 liste, o listă pentru președinte, o listă pentru membrii biroului județean, o listă pentru Comisia de Cenzuri și o listă pentru Curtea de Arbitraj. Deci vom avea 4 urne. Vom avea, sper, cât mai multe cabine de vot. Iar propunerea mea este să avem cât mai mulți oameni care să facă parte din comisia de numărare. Mă duce gândul undeva la vreo 30-31 de membri în comisia de numărare. Asta, nu? Nu, evident, nu. Nu. Propunerea mea, pe care o voi face și biroului județean, va fi... Pentru că, nu, lăsați-mă să termin și după aia o să vedeți dacă mă tem sau nu mă tem. Da, propunerea mea
este, sună în felul următor. Avem 10 colegii care toate trebuie să fie reprezentate în biroul județean. Avem oameni care se vor bate din toate colegiile pe aceste funcții și lupta dintre 2, 3, 4, 5 sau mai mulți contracandidați. Dacă la momentul acesta contracandidați pentru biroul politic sunt 2, eu și domnul Ursaciuc, e simplu dumnealui să propună 10, câte un membru din fiecare colegiu, eu să propun câte un membru din fiecare colegiu câte 10, iar colegiile și reprezentanții colegiilor să propună la rândul lor câte un membru. Și astfel toate taberele să fie mulțumite, să nu există nicio suspiciune de furt sub nicio formă.